sunt reprezentanta Asociației Culturale Social-Economice Cristiana și mă bucur pentru că sunteți aici. Este o lună de primăvară. În aceste zile toată atenția se îndreaptă asupra femeilor, asupra lucrurilor frumoase, gingașe. Și ne-am gândit cu această ocazie să organizăm, inițial a fost un vernisaj în memoria Tereza Gogu. Recunosc că această idee a pornit de la o cunoștință, după care cu ajutorul domnului Lucian Gogu, ne-am gândit să prelungim această expoziție toată săptămâna. Ce pot să vă spun? Ne aflăm în Mall Forum Center. Este partenerul nostru în toate activitățile care le întreprindem aici. Și mă bucur foarte mult că sunteți. Sperăm să vă bucurați de tot și să fiți încântați de tot ceea ce veți vedea. Iar în continuare voi da cuvântul domnului Dorin Loscaru, preot și poet. Vă va spune câteva cuvinte despre doamna Tereza Gogu. Da. Iubiți prietene, nu ne-am întâlnit de mult, mă bucur să vă revăd. Sunt încântat să fiu aici și să fiu împreună cu dumneavoastră și cu o bună parte dintre cei care duc mai departe arta poetică a picturii, aș zice, pe care doamna Tereza Gogu a lăsat o moștenire orașului Piatra Neamț, a lăsat o moștenire plasticii românești, a lăsat o moștenire familiei, pentru că Lucian Gogu Craiu, pictorul și profesorul, care astăzi este prezent aici, este cel care duce mai departe această nobilă pasiune, care, iată, a devenit și profesie. Și de aceea expoziția de astăzi, pe care dumneavoastră o admirați, este un arc în timp, un curcubeu care leagă generațiile de azi cu generațiile de ieri. Și aș îndrăzni să spun că aici undeva, într-un colț, cu modestia și delicatețea binecunoscută, ne veghează și doamna Tereza Gogu. De altfel, cred că mai bine din această simeză, dacă stau și mă uit așa în stânga și în dreapta, este ocupată de lucrările doamnei Tereza Gogu, lucrări, două portrete, iată, naturi statice, flori, binecunoscutele flori, tușele sale inconfundabile și multă lumină, multă candoare în tot discursul său plastic. Pentru că am avut șansa să o cunosc personal, am vernisat multe expoziții de ale dânsei, am fost în atelierul dumneei acasă, împreună cu poetul Adrian Alu Gheorghe, cu poetul Vasile Baghiu, cu poetul Nicolae Sava, cu poetul Lucian Strochi. Am participat la foarte multe întâlniri cu doamna Tereza Gogu și de aceea am fost cei care am întocmit dosarul pentru primirea în Uniunea Artiștilor Plastici a doamnei Tereza și ea, sigur, a fost o bucurie mare atunci când Mihai Chioaru, de la Bacău,
a dat girul mai departe și a fost inclusă în rândul nemuritorilor, așa cum se spune în artă. Apoi în stânga aici vedem pe Petrică Vamanu, dumneavoastră îl cunoașteți. Sunt lucrări mai recente, el a fost profesor la Palatul Copiilor, doamna Tereza a fost și dânsa profesor acolo, Lucian este actualmente profesor la Palatul Copiilor, deci iată o perpetuare a generațiilor. Și în stânga și în dreapta sunt foarte mulți copii, lucrări ale lui Lucian Bogu Craiu, evident, foarte multe, pe care le puteți admira și pe care eu i le-am vernisat în tinerețe. În tinerețe, da, era mai tânăr atunci. Și eu eram mai tânăr. Și, sigur, actualmente ele sunt lucrări, aș zice, nu mai elaborate, tot cu aceeași tușă, tot cu aceeași vigoare, dar un pic mai estompate, ceea ce întâlnim la Ioan Popei, de exemplu, înainte și după. La Ioan Popei există o patină a picturii, a lucrărilor sale, care se observă, dacă te uiți, să zicem, la lucrări de acum 20 de ani, și dacă te uiți la lucrări de acum 10 ani, se observă o vădită lumină diferență. Apoi sunt lucrări ale copiilor, păsările, florile, naturile statice, acele două lucrări care mi-au plăcut în mod special, înțeles că este vorba de o discipulă a lui Lucian, care actualmente este profesor de desen, de arte plastice, și sunt elocvente, eu le-aș pune pe o copertă de carte aceste două lucrări, ca manieră, ca mod de expresie, ele sunt emblematice. Tușele lui Petru Vamanu, dumneavoastră, așa cum am spus, le știți, el rămâne în istoria artei românești și, evident, nemțene, ca cel ce este un fel de Van Gogh al locului, și prin stil și prin manieră. Eu mi-aduc aminte de lucrările de mai din anii 90, 85, 90, în care revoltatul Petru Vamanu făcea, în sensul frumos al cuvântului, ravagii în plastica națională și locală, evident. Actualmente mi se par lucrările acestea foarte cuminți, liniștite, plăcute. E estompată un pic revolta tânărului de atunci. Ce să vă spun? Seara aceasta este o seară a splendoarei, a frumuseții, a liniștii, a armoniei, a lui Martie, care vine, iată, cu aceste foarte frumoase mărțișoare plastice și care ne invită să le privim, să intrăm în simfonia și tușele culorii, să intrăm în aducerea aminte, mai ales a celor care ne-au oferit această bucurie și de ce nu să vibrăm la ceea ce spunea și doamna la început, la ceea ce este frumusețe, pentru că Dostoevskian vorbind, frumusețea va salva lumea. Văd acolo cele două portrete care privesc spre noi, ale doamnei Tereza, portrete despre care dânsa îmi povestea de foarte multe ori, cu multe, multe amintiri și aducere aminte, făcând așa o istorie a lucrărilor sale și spunându-ne detaliile, când au fost pictate, unde, de ce, pentru ce și așa mai departe, unele neterminate, altele
mă rog, cu un foarte vibrant mesaj. Eu vă mulțumesc pentru prezență și vă mulțumesc că ați ajuns aici la această expoziție. Îi mulțumesc lui Lucian pentru că m-a invitat, gazdelor pentru că ne-au invitat, prietenilor noștri care sunt astăzi aici. Iată, o salut cu drag pe Oana Gavriliu și tuturor celor care au înnobilat prin prezența lor această seară. Este o seară, așa cum le spuneam și prietenilor de la televizie, o seară Antonio Vivaldi, o seară spring, în care primăvara răsună și sună în mințile și în inimile noastre cu acele acorduri ale culorii. Acordurile care de foarte multe ori au pentru mintea și sufletul care are ochi să le privească un impact cu totul special, acela al înfrumusețării pe din lăuntru. Și tradus această înfrumusețare duce către acea poftegmă patristică Calocagathia, care spune că bunătatea și frumusețea, pentru că așa se traduce, calos și agaton, sunt cele care merg mână în mână, nu pot coexista, nu pot exista separat, pentru că frumusețea trebuie întotdeauna dublată de bunătate. Vă mulțumesc și vă doresc o seară plăcută și succes pe mai departe, frate Lucian. Oscar, pentru donatele cuvinte. De unde mi-a venit această idee pentru această expoziție? I-am spus, îmi place și mie să cochetez uneori, dar la mine este desen, eu așa consider. Aici sunt picturi. Eu o iau ca pe o relaxare, iar aici este artă, deci este o mare diferență. În continuare, vă doresc o seară plăcută și partenera mea vrea să vă mai transmită un program ce îl avem pentru ziua de vine. Nu m-a aplaudat. Chiar ziua de vine. Bună seara, Cristina Demeter, este numele meu. Ana a uitat să spună că este președinte în Asociația Culturală Socială Economică Cristiana și îi mulțumesc foarte mult că a venit cu ideea aceasta. Mie îmi place foarte mult să organizez evenimente de genul ăsta, pentru că efectiv ne hrănesc sufletul și știți că săptămâna aceasta intrăm în post și eu cred că este o idee bună să începem să ne hrănim sufletul cu lucruri frumoase, zic eu, pentru că cele materiale o să fie un pic pe planul 2. Pentru vineri vreau să vă invităm la un alt eveniment pe care îl organizăm tot aici la Mall Forum Center cu ajutorul companiei de investiții Urban, al cărei director de program este în sală, este doamna Mihaela Ploscaru, pe care o salut și mulțumesc pentru tot sprijinul pe care ne acordă de fiecare dată când organizăm evenimente aici. De asemenea, vreau să mulțumesc celor de la Asociația Future, care sunt prietenii noștri, aș putea să-i numesc deja, care au aici o expoziție cu vânzare de bijuterii handmade, făcute cu foarte multă pasiune. Puteți să găsiți o variantă de cadou pentru cei dragi, pentru cele dragi, pentru că luna martie, în speță, este dedicată femeii și frumosului. Și în această serie de evenimente dedicate femeilor, și noi am zis femeilor, așa cum este figurat pe posterul de la intrare, femeilor care au făcut ceva în acest oraș, care au lăsat ceva în urmă, profesional sau pur și simplu pentru că au fost oameni cu caracter, noi vrem să celebrăm femeile din orașul Piatra Neamț și din Razda, de pe raza județului Neamț, într-o serie de evenimente. Două vor avea loc aici, deci astăzi cu doamna Tereza Gogu, al doilea
Este vineri când vom avea lansare de carte și vă rog frumos să salutați în sală pe doamna Irina Gângă, care își va lansa cartea, femeia personal și feminin în perioada interbelică. Vă mulțumim frumos că aveți încredere în noi și vom de altfel mulțumim și domnului Lucian că a avut încredere și a pariat pe noi cu evenimentul acesta. Și va mai fi o dezbatere în paralel cu femeia din societatea actuală și, bineînțeles, va fi închiderea vernisajului în cinstea doamnei Tereza Cocu și sperăm să fie alături de noi și domnul Adrian Alui Gheorghe de la Biblioteca Județeană să ne ajute și cu lansarea de carte și cu câteva cuvinte și, bineînțeles, să-l așteptăm încă o dată pe domnul Proscaru pentru că ne-a vorbit foarte mult frumos în seara aceasta. Și poate ne spune câteva cuvinte și doamnelor care vor fi prezente în sală atunci. Da. Și al treilea eveniment va fi la Picas, tot așa o paralelă între femeia din societatea din perioada interbelică, problemele femeii din societatea actuală, care nu sunt puține, știți, doamnelor, la ce mă refer. Și vă rog să vă bucurați de tot ce vă punem la dispoziție și noi și ceilalți care organizează evenimente în această perioadă. Un succes și o primăvară frumoasă! Mulțumesc.